am capabile che ti ho cantare. Fratele Nicolae, fratele Giulio și fratele Andor, îi se vor pregăti și vor veni la jertfa de dimineața. Mulțumim! Mulțumim să vorbim cuvântul Dumnezeu. Tu ne propăzăim pe noi ce ai făcut tu, ce se s-a întâmplat. Pe Domnul Iisus am amintit lucrul acesta. Pe Domnul Iisus Hristos să scoatem în evidență. Bunătatea, îndurarea, milă, lui Harul lui Dumnezeu. Slavă Domnului Iisus. Să vorbim mai mult despre rugăciune. Rugăciunea este de mare importanță în viața unui creștin. Rugăciunea este cheia care deschide cerul. Aceasta zi de astăzi. Mare sărbătoare astăzi, luat de Rusat. Dumnezeu să se îndure, să deschidă cerul. Aleluia! Așa cum a deschis cerul, acum a trecut 2000 de ani. În ziua 50-ine, acolo era o casă ca și aceasta. Casa lui Ion Mare. S-au adunat acolo creștinii. Stăvit după Duhul Sfânt. Promisiunea dată de Domnul nostru Iisus Hristos. Cât timp călătoria Domnului Iisus cu ucenici. Spunea felul următor, Domnul Iisus Hristos, eu nu o să vă las orfan. Eu mă duc la Tatăl și n-am să vă las orfan. Și vă voi trimite pe Duhul Mângâitor, Duhul Sfânt, care va fi cu voi și în voi toate zilele. Avem și noi nevoie de această putere. Aceasta zi de astăzi Dumnezeu să se îndure, să deschidă cerul, să lăsă ploaia binecuvântării, să ploaie peste noi. Gurile noastre, slăvise prin numele Domnului. Amin. Dați-mi dorința lui Dumnezeu și dorința mea cu privire la voi, la biserică, este aceasta. De fiecare dată la rugăciune, la cântare, la cuvânt, să ne deschidem inima. N-avem, să n-avem împotriviri. Ne deschide inima noastră să fie legată de ce? Că noi în numele Lui ne-am adunat aici, frate. În numele Lui, și dacă ne-am adunat aici, în numele Lui, în numele Lui ne și rugăm, în numele Lui și cântăm, în numele Lui predicăm Evanghelia. Aleluia! Dumnezeu să se îndure dimineața aceasta, să lucreze cu semne și minuni, să vise de numele Lui, să împarte darul în biserică. Să aud vorbind în limba lui Dumnezeu, aleluia, ne dă Duhul Sfânt, Domnul să se